Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună ziua și bine v-am găsit la știri! Muncitorii care execută lucrările de modernizare a drumului național 76 de Oradea, fie sunt de negăsit, fie mai mult se odihnesc decât lucrează. Aceasta este concluzia la care a ajuns directorul general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, după un control pe șantierele aflate în modernizare. Narcis Neaga, directorul general al CNADNR SA, a efectuat o vizită neanunțată pe șantierele de pe DN76 Deva Oradea. Ceea ce a găsit aici este pur și simplu de neînțeles, mai ales că firmele care trebuie să realizeze lucrările de modernizare încasează bani grei de pe urma contractelor cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Pe primele două tronsoane pe care lucrează firmele Selina și Por am întâlnit doar 8 muncitori. Pe tronsonul următor, gestionat de Viales, n-am întâlnit niciun muncitor, iar pe cel de-al patrulea, unde lucrează cei de la Construct Mod, am numărat 18 prezențe fizice, dar nu lucra nimeni. L-am căutat pe inginerul reprezentant al DRDP Timișoara, nici urmă. L-am sunat pe directorul regional și am dat dispoziție ca de luni împreună cu cei responsabili pentru lucrările de pe DN76 să fie pe șantiere pentru supravegherea lucrărilor, la fel și cei de la Unitatea de Implementare de la sediul central. Luni am convocat în ședință pe toți factorii responsabili de acest proiect. I-am avertizat în nenumărate rânduri că lucrările nu merg, acum urmează sancțiuni. Pe tronsonul gestionat de ASVI se lucrează, dar nu la capacitate maximă. Iar pentru ultimul tronson, cel gestionat de SCT, căruia i s-a reziliat contractul, în următoarele zile se va relicita pentru continuarea lucrărilor la partea carosabilă, a declarat Narcis Neaga, directorul general al CNADNR SA. În aceste condiții, directorul general spune că săptămâna viitoare va avea o ședință cu toți constructorii de pe DN76, care vor fi avertizați că în cazul în care lucrurile nu intră pe un făgaș normal, va urma rezilierea contractelor. În ritmul actual, lucrările pe DN76 nu vor fi finalizate nici în 2017 și atunci, dacă noi vom pierde bani europeni din cauza nefinalizării acestui proiect de către constructori, să-și piardă și ei dreptul de a mai lucra în România. Știu că toată lumea dă vina pe noi, cei de la CNADNR, dar este inadmisibil ca de acum o lună, când am vizitat șantierele și când constructorii s-au angajat să lucreze la capacitate maximă, acum să constat că am rămas la același stadiu, ca și la lotul 3 de pe Orăștie Sibiu, și aici lansez un avertisment public constructorilor care nu-și respectă angajamentele, a declarat Narcis Neaga, directorul general al CNADNR SA. Firma care execută lucrările în defileul Jiului pe artera rutieră a apelat din nou la alpiniști utilitari. Motivul este legat de necesitatea ancorării unor stânci și asta după ce acum câteva săptămâni o bucată mare de rocă a blocat traficul după ce s-a prăbușit pe carosabil în zona Lainici. Ca să evite orice eveniment nedorit, cei care lucrează pe drumul din defileul Jiului au apelat din nou în aceste zile la alpiniști. Ei au misiunea de a poziționa plase de protecție pe suprafețele versanților ce mărginesc artera rutieră. Este al doilea an în care echipele specializate de alpiniști și, bineînțeles, constructori specializați în consolidarea versanților sunt în județul Hunedoara și în județul Gorj la activitățile de reabilitare a DN66, defileul Jiului. Sunt echipe venite din Spania, sunt în primul rând alpiniști, ca să poată să lucreze pe versant, agățați în cordelină, cu drujba la curățit, cu picamărul la derocat sau, sigur, cu alte unelte specifice acestor activități. Sunt și ingineri și tehnicieni, sunt categoriile de personal necesare acestor activități. Știm că de după ce curăță versanții de crengi, de vegetație, urmează derocarea de rocilor care sunt, de există pericol să cadă, iar după aceea urmează fixarea stâncilor masive cu
plase și cu acele bare de oțel de 3-4 metri lungime care vin fixate în, prin perforarea muntelui, prin găurirea cu burghie speciale. Alpiniștii sunt din Spania și sunt angajații firmei care reabilitează tronsonul de drum dintre Bumbejiu și Petroșani și vor lucra în zonele periculoase. Proiectul de reabilitare a drumului din defileul Jiului are o valoare de 185 de milioane de lei și este în întârziere, iar acum vor începe din nou lucrul alpiniștii și restricțiile rutiere vor fi anunțate în consecință. Hunedorenii aflați în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru bursa locurilor de muncă online. Aceasta este o alternativă la serviciile clasice de mediere a forței de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, în parteneriat cu AJOFM Alba, AJOFM Gorj, AJOFM Maramureș, au implementat proiectul strategic Bursa Locurilor de Muncă Online, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Prin acest proiect s-a urmărit modernizarea serviciului public de ocupare. Se încearcă oferirea unor soluții alternative la serviciile clasice de mediere a forței de muncă și prin intermediul bursei locurilor de muncă online se deschide oportunitatea accesării online a acestor servicii, fiind de fapt un serviciu de tip self-service. Participarea la bursă este o opțiune disponibilă în orice interval orar și în oricare zi a săptămânii, ceea ce deschide posibilitatea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă de a fi selectate pentru angajare în afara granițelor țării și în afara spațiului european. Persoanele în căutarea unui loc de muncă ar trebui să parcurgă următorii pași. În primul rând să se înregistreze și anume să-și creeze un cont și să se autentifice accesând în acest fel contul. Apoi își creează un profil personal. Platforma informatică preia aceste date ale persoanei în baza de date a Agenției Județene și informațiile de acolo pot fi actualizate sau modificate de către solicitant oricând. Platforma informatică, care este de fapt miezul acestui proiect, pune la dispoziția angajatorilor două posibilități de organizare a selecției de personal, se anume bursă online sau interviu. Prin această aplicație, programarea interviului devine o opțiune care poate fi stabilită de comun acord între cele două părți, solicitant și angajator. Dacă la prima ediție a loteriei bonurilor fiscale s-au înscris peste 100 de oameni care au cumpărat produse de suma indicată, a doua ediție este mult mai săracă. Sunt doar 2 oameni din Valea Jiului care au bonuri de 135 de lei emise în ziua de sâmbătă, 23 mai. Potrivit regulamentului, depunerea cererilor de revendicare se realizează începând de luni, în această săptămână, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului fiscal câștigător, alături de copii actului de identitate și de o cerere. Din păcate însă, numărul celor care au făcut cumpărături în sâmbăta respectivă este mai mic, iar aceștia au fost la supermarket. Până la această oră sunt 2 persoane care au depus cerere cu 2 bonuri câștigătoare. Nu este închisă procedura, așteptăm în continuare. Putem ști și ce au cumpărat? Cele 2 persoane, din ce am văzut, produse alimentare de la marile supermarketuri din Vale. Dacă după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1.000.000 de lei este împărțit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticității bonurilor câștigătoare. Dar în cazul în care, în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile, se constată depășirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câștigători. Miercuri, în ședința de guvern, s-au aprobat noile tarife de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică. Ce modificări s-au făcut, aflați în cele ce urmează. Practic este vorba despre prețul la achiziție al gazelor naturale din producție internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică. Numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației.
Astfel, prețul acestora va crește într-o primă etapă de la 53,3 lei la 60 de lei. Nu în ultimul rând, calendarul prevede o majorare anuală până în 2017, respectiv de la 1 iulie 2016, prețul va fi de 66 de lei, iar începând cu aprilie 2017 de 72 de lei. În acest sens, se pare, ne vom confrunta cu noi creșteri. Potrivit Mediafax, România s-a angajat față de Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional să elimine prețurile reglementate în sectorul gazelor și a energiei electrice. Piața de gaze a fost liberalizată pentru companii din 1 ianuarie 2014, astfel că în prezent doar populația mai primește gaze la prețuri reglementate. În negocierile de la începutul anului, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană au cerut guvernului să crească prețul gazelor pentru populație și centrale de energie termică de la 53,3 lei la 62 de lei de la 1 aprilie. Guvernul a avansat prețul de 58 de lei, neacceptat de FMI și Comisia Europeană. Refuzul de a crește prețul la gaze a fost unul dintre motivele pentru care nu a fost încheiată o nouă scrisoare de intenție cu acordul Fondului Monetar Internațional. Conform calendarului convenit de guvern în 2011 cu FMI și CE, prețul gazelor pentru consumatorii casnici ar fi trebuit să crească de la 53,3 lei în iulie 2014 la 54,6 lei în octombrie 2014, la 56,1 lei în ianuarie 2015, la 58,9 lei în aprilie 2015 și la 62 de lei în iulie 2015. De curând, Partidul Poporului Dan Diaconescu a fost absorbit în totalitate de UNPR. Astfel, în urma acestor demersuri, UNPR-ul are acum 60 de parlamentari. Toți membrii nou veniți din PPDD în UNPR vor trebui integrați în maximum 3 luni de la producerea absorției politice. Astfel, potrivit declarațiilor făcute de președintele filialei județene a UNPR Hunedoara, Haralambie Văchițoiu, reprezentanții organizației vor face tot posibilul ca să atingă numărul de 1 milion de membri, acesta fiind, se pare, un obiectiv principal al acestei grupări politice. În urma fuziunii cu Partidul Poporului Dan Diaconescu, un subiect pe care vom discuta astăzi, am ajuns deja aproape la 60 de parlamentari. Nu în ultimul rând, fiind acum un partid cu o creștere de 10% a numărului de membri, reprezentanții UNPR au în plan să candideze singuri la alegerile viitoare. Sau dacă se găsește o soluție sigură, chiar împreună cu PSD-ul. Muzeul Civilizației Dacice și Romane de va propune vizitatorilor, începând cu această lună, o nouă piesă în categoria Exponatul Lunii. Este vorba despre o sabie Solingen de paradă pentru ofițeri, care datează din secolul al XX-lea și care va putea fi admirată în spațiul special amenajat la intrarea în Palatul Magna Curia. Elementele sale principale, mânerul, garda, lama și teaca, sunt lucrate din oțel prin forjare și apoi prelucrate mecanic prin pilire, găurire, decupare, nituire, șlefuire sau gravare. Mânerul propriu-zis confecționat din lemn și înfășurat cu sârmă argintie răsucită este terminat în cap de vulturul cu ochi din pietre semiprețioase și are ca terminație un buton aplatizat care poartă coroana regală. Lama are profil triunghiular cu nervură mediană pe două treimi din lungime. Aparține colecției de arme a muzeului nostru. Este un obiect care are, pe lângă o valoare istorică deosebită și valoare estetică specială, fiind pe lama din oțel, damaschinat cu fir de argint, damaschinate mai multe motive florale, vegetale și o inscripție cu litere arabe. Obiectul a fost restaurat în laboratorul de metal al muzeului nostru, laboratorul de restaurare metal al muzeului nostru. Piesa face parte din colecția de arme a Muzeului Civilizației Dacice și Romane și a fost restaurată în cadrul laboratorului de restaurare al muzeului. Intervențiile efectuate asupra sa având scop stoparea procesului complex de distrugere a metalelor și aliajelor metalice sub acțiunea chimică, electrochimică și microbiană a mediului. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt. Angajații Complexului Energetic Hunedoara au primit miercuri restul de 25% din avans după ce minerii de la Lupeni și energeticienii de la Mintie au protestat față de plata parțială a chinzinei întâi. Situația grea din punct de vedere economic de la Complexul Energetic Hunedoara este una care trenează de mult timp și se acutizează în continuare. Salariații cehi au primit marți avansul în proporție de doar 75%, motiv pentru care au existat acțiuni de protest la mina Lupeni și la termocentrala Mintia. Iar în urma protestelor, conducerea cehi afirmând că restul de 25% urmau să fie virați în cursul zilei de miercuri. Asta după ce marți reprezentanții complexului afirmau că restul avansului va fi achitat până săptămâna viitoare, cel târziu marți. Președintele
președintele sindicatului Muntele, Petrenica, spune că deși situația complexului energetic a fost semnalată de nenumărate ori, s-a solicitat ANRE platarea la serviciilor de sistem, dar și declararea de către CSAT a Huilei, ca resursă energetică națională, nu s-a luat nicio măsură, guvernanții mulțumindu-se să amâne câte puțin închiderea societății. Chiar dacă în viața de zi cu zi a simplului cetățean nu se prea cunoaște acest aspect, datele oficiale relevă că balanța comerțului internațional în ceea ce privește firmele din județul Hunedoara este una pozitivă. Conform ultimelor informații făcute publice de instituțiile abilitate în domeniu, în februarie 2015 s-au exportat mărfuri în valoare de 62.660.000 de euro, cu 8,4% mai mult decât în luna anterioară și pentru că aceeași perioadă s-au importat mărfuri în valoare de 51.853.000 de euro. Înregistrându-se o creștere de 12,9%, dar cu toate acestea, soldul este unul pozitiv de 10.807.000 de euro. Recentul raport al Direcției Județene de Statistică indică faptul că în aprilie 2015, luna pentru care s-au centralizat ultimele date de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în județul Hunedoara s-au deschis 10 noi firme cu participare străină, capitalul social subscris. Valoarea acestui capital subscris provenind din străinătate a fost aproape de peste 116.000 de lei sau de aproape 26.300 de euro. Contribuția de asigurări sociale de sănătate pe ultimii 3 ani va fi anulată din oficiu pentru mai mulți contribuabili. Conform legii aprobate de Camera Deputaților, se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 până pe 31 ianuarie 2015 pentru 7 categorii de contribuabili. Copii până la vârsta de 18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă au fost elevi, ucenici sau studenți. Tineri cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecție a copilului, femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuția sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe țară. Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie doar promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Aici încheiem jurnalul. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune. La revedere!